ce spune domnul Ghișe. Dar de ce suspans? Adică mai calculăm și iar calculăm și iar calculăm și iar calculăm și mai informăm și Bruxelles și iar calculăm puțin și până la urmă vine și vestea. De ce suspansul ăsta? Dacă decizia e una politică. Pentru că rostogolirea acestei idei sper că va produce efecte electorale. Tot relundo și tot pomenind de ea la diverse întâlniri cu vreo personalitate invitată din afară, la vreo șuietă cu mai știu cine din țară. Poate în felul acesta, genul de comunicare pe care președintele și staful domniei sare dorește să o impună, ajunge la toate acele urechi care pot să mai fie păcălite și să mai dea acel vot sperat pentru, să-i spunem, echipa dragă lui Traian Băsescu, care să-l mențină în continuare și pe el, să-i spunem, într-o activitate politică ascendentă. Alminteri, după cum vedeți, PDL-ul se află pe o pantă descendentă, probabil și Traian Băsescu va urma aceste tendințe, a venit toată cu el, PDL-ul, la putere, va pleca odată cu PDL-ul și Traian Băsescu. E logic că aceste lucruri nu pot fi separate. Și e logic că Traian Băsescu, în acest moment, are o mare problemă. Faptul că partidul pe care l-a ridicat îl trage în jos și probabil va scufunda. În ce sens îl trage în jos? Traian Băsescu, știm bine, e la ultimul mandat. E la ultimul mandat, dar gândiți-vă că în momentul în care nu are controlul asupra unei majorități în Parlament, riscă oricând să fie suspendat pentru orice greșeală pe care o va face. Iar Traian Băsescu s-a obișnuit să facă foarte multe greșeli. El nu știe să negocieze, el nu știe să comunice cu opoziția, el știe doar să impună. Politica lui Traian Băsescu n-a fost niciodată de compromis. Știți, suspendarea nu mai e ușoară, suspendarea durează. Suspendarea durează, dar este teama cea mai mare a președintelui Traian Băsescu. Domnule Ghișe. Are dreptate domnul deputat Surupăceanu. Lumea, dacă va vota în toamnă la Parlament, în mod majoritar, Uniunea Social-Liberală, urmează doi pași. Pasul numărul 1. Se modifică legea pe care acum au modificat-o și au ridicat pragul referitoare la referendum pentru demiterea președintelui. Că simetric în justiție, cât dau mandat, simplu. Da, dar câți oameni dau mandat, tot atâția oameni trebuie să fie cei care nu-ți mai dau mandat. Și pasul 2, un vot pe care Uniunea Social-Liberală ar putea da majoritar în Parlament, dacă va fi aleasă în mod majoritar în Parlament, după care președintele merge la întâlnirea cu poporul, la referendum. Și s-ar putea ca poporul, de data asta, să-l respingă, înainte de a-și termina mandatul în 2014.